Iubiți prieteni, scumpi frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, vă salutăm cu pacea Domnului și în această dimineață de Sabat Sfânt. Ne bucurăm că suntem împreună în acest moment al zilei, din nou cu dorința sinceră de a învăța împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor acelora care s-au rugat pentru noi în această dimineață, la numai câteva minute de momentul de început al acestei transmisiuni în această dimineață. Am avut câteva ocazii în care credința ne-a fost pusă la încercare, curentul a fost luat pe timpul nopții pentru o bună perioadă de timp în locul acesta și apoi în această dimineață, când aveam curent, când nu aveam, și mulțumesc tuturor acelora care s-au rugat pentru noi și iată avem și răspunsul din partea lui Dumnezeu. Datorită furtunilor care au lovit și această parte a țării noastre, situația este destul de dificilă în anumite localități, chiar și în această parte a țării, și de aceea aș vrea să vă rog să continuați să vă rugați pentru noi chiar și în această dimineață, iar dacă din anumite motive transmisiunea noastră se va opri, să înțelegeți ce se întâmplă și să ne rugăm pentru ca situația să fie ținută în control de mâna lui Dumnezeu. Dorim să transmitem un salut călduros fraților și prietenilor noștri care ne urmăresc din diferitele părți ale lumii. Dorim să-i salutăm pe prietenii noștri, pe frații noștri, părinții noștri, rudele noastre apropiate, care sunt despărțite de noi datorită acestei situații prin care trece lumea noastră, această pandemie, stare de urgență, stare de alertă, prezență în țara noastră și în alte țări. Fie ca Dumnezeu să vă aline durerile și îngrijorările pe care le aveți în această dimineață, să le punem împreună la picioarele Domnului Iisus și să primim încurajare, nădejde pentru sufletele noastre. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, așa după cum bine știți, vrem să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună și apoi vom deschide Sfânta Scriptură. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință, Doamne, venim înaintea Ta în această dimineață să-Ți mulțumim pentru bunătatea Ta, Îți mulțumim pentru odihna pe care ne-ai oferit-o. Îți mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și pentru adevărurile pe care Tu ni le descoperi din cuvânt și Te rugăm, Doamne, ajută-le să le prețuim, să le trăim în viața noastră și în felul acesta să aducem bucurie inimii Tale, Doamne. Rămâi în mod special cu toți aceia care trec prin diferite probleme în această dimineață, cei care sunt îndurerați, cei care trec prin durere, prin suferință, prin boală grea. Alină-le, Doamne, suferința și încurajează-i Tu, ridică-le privirea spre Tine, fă să-și aducă aminte toate făgăduințele minunate din cuvântul Tău, și ajută-ne să înțelegem că dacă suntem împăcați cu Tine, indiferent ce vei îngădui în viața noastră, este numai spre binele nostru, veșnic, pentru mântuirea noastră. Ne predăm viața noastră, mâinile Tale în această zi și Te rugăm să nu ne lași, căci Te-am rugat în meritele Domnului Hristos și Îți mulțumim. Amin. În această dimineață, pentru momentele pe care le avem la dispoziție prin Harul lui Dumnezeu, aș vrea să vă îndrept atenția asupra unui studiu din Sfânta Scriptură ce va purta titlul Cei care au răscolit lumea. De o bună perioadă de timp, mai bine chiar de 2 săptămâni, se pare că în Statele Unite ale Americii, în mod special, problema aceasta sau criza aceasta care a afectat lumea noastră în mod deosebit, și anume coronavirus, virusul acesta COVID-19, care a blocat multe la nivelul vieții noastre de zi cu zi, această știre care era pe prima pagină, efectele acestei pandemii și tot ce era în strânsă legătură cu această stare declanșată de acest virus, știrea aceasta care era pe prima pagină a
mass mediei în Statele Unite ale Americii, se pare că a trecut pe un alt loc. Și în mod deosebit în America, tulburările prezente în această țară, răscoalele care sunt prezente aproape în fiecare stat din Statele Unite ale Americii, au ajuns să ocupe prim planul mass mediei în aceste ultime săptămâni. Aș vrea să învățăm în această dimineață din Cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o perspectivă a profeției biblice a Cuvântului Dumnezeu, încotro ne vor conduce toate aceste lucruri, care ar trebui să fie atitudinea noastră în aceste zile din urmă și mai mult decât atât. Odată ce vom înțelege că suntem aproape de momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute să privim cu încredere la viitor, să ne dăm seama că slujim un Dumnezeu care a prevăzut, care ne-a anunțat prin profeție, prin Cuvântul Sfânt despre toate aceste lucruri, iar noi trebuie să fim în pace și în liniște în inima noastră, căutând adăpost în stânca care este Domnul Iisus Hristos. Mesajul nostru, cei care au răscolit lumea. Vă invit să deschidem Biblia în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, și vom citi de aici începând de la versetul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 17, și vrem să citim de la versetul 1. Ar fi bine pentru dumneavoastră, toți aceia care aveți posibilitatea, să vă luați un instrument de scris, o foaie, un caiet și să luați notițe, pentru că un instrument de scris scurt este mai bun decât o memorie lungă. Faptele Apostolilor, capitolul 17, citim de la versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipolii și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Iată, în pasajul acesta ne este prezentată lucrarea misionară, activitatea în care era angajat acest bărbat al credinței, om al lui Dumnezeu, pe nume Pavel. După cum vă aduceți aminte din istoria acestui om, omul acesta a fost o minune și este o încurajare pentru fiecare dintre noi și astăzi. Și se pare că Dumnezeu este un specialist în a transforma viața și caracterul oamenilor. Dacă vă aduceți aminte momentele de început ale lui Saul, pentru că acesta era numele lui înainte de a fi convertit, întors din toată inima la Dumnezeu, Biblia ne prezintă faptul că Saul își petrecea timpul fugărindu-i pe copiii credincioși al lui Dumnezeu, aducându-i în lanțuri, punându-i în temniță, participând chiar și în acele scene teribile de groază în care copiii credincioși al lui Dumnezeu erau uciși. Țineți minte momentul în care Ștefan a fost ucis cu pietre pentru credința lui și pentru declarația lui publică în privința relației lui și legăturii lui cu adevărul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Saul era cel care ținea hainele în mâna lui în timp ce prietenii săi, colaboratorii săi, ucideau pe Ștefan. Însă Biblia ne prezintă această experiență ca o încurajare pentru fiecare dintre noi. Și din cel care participa în a ucide pe copiii credincioși al lui Dumnezeu, iată-l pe Saul convertit, Pavel, ajunge să plătească el însuși cu viața pentru credința lui. Dacă vă aduceți aminte raportul Scripturii, Biblia ne prezintă faptul că Pavel a fost decapitat, a fost ucis datorită credinței sale în vremea aceea. Ce Dumnezeu minunat slujim și cât de mare va fi minunea celor care au suferit pentru credință, chiar datorită intervenției și mâinilor lui Pavel sus în ceruri. Când Ștefan se va întâlni cu apostolul Pavel, va fi o mare bucurie în ceruri. Aceasta este o încurajare pentru noi, pentru că de multe ori când privim în viața noastră, ne gândim că nu se poate schimba nimic. Sau poate ne uităm la viața celor din jurul nostru, la niște temperamente dificile, niște caractere care par de neschimbat. Însă Dumnezeu poate face mult atunci când noi îi permitem lucrul acesta. Însă
Odată întors la Dumnezeu, Pavel era un om al acțiunii. Foarte multe cărți, majoritatea cărților Noului Testament au fost scrise de către Pavel. Și în această ocazie îl vedem pe Pavel și prietenul său Sila ajungând în Tesalonic, într-o sinagogă a iudeilor. Și după obiceiul său, a intrat în sinagogă și 3 zile de sabat, spune Sfânta Scriptură, a vorbit cu ei din Scripturi. Pavel nu a mers la biserică, nu a mers în locașul acela de închinare pentru a prezenta părerile sale sau învățăturile populare care erau prezente la data aceea în lume, ci Biblia spune că în locașul acela de închinare, Pavel, după obiceiul său, era un lucru pe care îl făcea din nou și din nou frecvent, el a început să deschidă Sfânta Scriptură. Versetul 3, Biblia spune astfel. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. E bine, vreau să înțelegem foarte clar ce a făcut Apostolul Pavel în aceste zile de sabat în sinagoga aceasta a iudeilor în Tesalonic. Biblia spune că el cerceta, studia scripturile, prezenta scripturile înaintea oamenilor. Însă în centrul studiului său era adevărul prezent. Era solia lui Dumnezeu pentru timpul acela și Biblia ne spune că apostolul Pavel și Sila și-au luat timp și folosindu-se de scripturi, au început să dovedească, să prezinte dovezi și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Deci în centrul studiului apostolului Pavel, în studiul acesta din Sfânta Scriptură, el dovedea cu Sfânta Scriptură. El prezenta dovezi, el explica acele pasaje care erau mai greu de înțeles la prima vedere, dovedind cu Sfânta Scriptură că tot ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos, patimile sale, moartea sa, învierea sa, toate aceste evenimente fuseseră prezentate cu lux de amănunte în Sfânta Scriptură. De la cine a învățat Pavel lucrul acesta? De la cine a învățat Pavel arta aceasta de a mânui Sfânta Scriptură, de a prezenta dovezile credinței? Mergem în Luca la capitolul 24. Luca 24, vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 25. În acest pasaj îl vedem și pe Domnul Iisus Hristos dovedind și prezentând dovezile din Sfânta Scriptură care arătau la lucrarea sa. Luca 24 și citim de la versetul 25. Biblia spune, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Deci Domnul Iisus este acum față în față cu ucenicii și El le spune, oare de ce aveți atât de multă necredință? Oare voi nu știați din scrierile profeților tot ce avea să se întâmple cu Hristosul, cum El avea să pătimească și în cele din urmă să intre în slava sa? Mergem mai departe în versetul 27. Și acum Hristos prezintă dovezile, explică scripturile. 27. Și a început de la Moise, vorbim despre primele 5 cărți ale Bibliei, de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Deci iată-l pe Domnul Hristos, a început de la Moise, scrierile prorocilor și a început să le arate, vorbind despre Vechiul Testament. Hristos a arătat pasaje din Vechiul Testament care arătau în mod clar lucrarea pe care avea să o facă Hristosul, Mesia, lucrarea pe care El venise să o împlinească pe pământul acesta. Începând de la versetul 44, Luca 24 de la versetul 44, Biblia spune, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi,
că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, atenție, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Versetul 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Versetul 46. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Deci Domnul Hristos prezintă dovezile scripturistice ce arătau la lucrarea pe care El venise să o facă pe pământul acesta. Și iată-l, îl descoperim acum pe Pavel, care este credincios mandatului încredințat de Dumnezeu, credincios în lucrarea aceasta de predicare a Evangheliei adevărului prezent și ajungând în această sinagogă a iudeilor din Tesalonic, Biblia spune 3 zile de sabat, el a deschis scripturile dovedind și lămurind că Hristosul este cel profetizat în Sfânta Scriptură și toate acele profeții ale Vechiului Testament îl aveau în centru pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă citesc acest lucru și din Sfatul Inspirat, din cartea Faptele Apostolilor, de la pagina 222. Mesajul nostru, cei care au răscolit lumea. Faptele Apostolilor, pagina 222, capitolul se numește Tesalonic, este capitolul 22 din această carte. Spune așa, predicând tesalonicenilor, Pavel s-a referit la profețiile Vechiului Testament cu privire la Mesia. Hristos, în timpul lucrării sale, luminase mintea oamenilor cu privire la aceste profeții. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Petru, predicând pe Hristos, și-a luat temeiurile dovezilor sale din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte în ziua cincizecimii, când Petru a început să predice, explicând împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Ștefan urmase aceeași cale. La fel și Pavel a folosit scripturile care profetizau nașterea, suferințele, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos. Prin inspirata mărturie a lui Moise și a profeților, el a dovedit în mod lămurit că Iisus din Nazaret era una și aceeași persoană cu Mesia și a arătat că din zilele lui Adam, glasul lui Hristos a fost acela care a vorbit prin patriarhi și profeți. Profeții lămurite și speciale fusese rădate cu privire la venirea celui făgăduit. Aceeași carte, pagina 228. 228, capitolul Tesalonic, spune așa. Când cu o îndrăzneală sfântă, Pavel a vestit Evanghelia în sinagoga din Tesalonic, un potop de lumină s-a răsfrânt asupra adevăratei însemnătăți a ritualurilor și ceremoniilor în legătură cu serviciul cortului. Da? Adesea stau de vorbă cu oamenii și mărturisesc un lucru care este des întâlnit în rândul credincioșilor. Studiem Biblia, citim Geneza, Exodul, parcă mai pare de înțeles. Când ajungem la Levitic, când ajungem la Numeri, cărțile acestea facem cumva un salt peste ele și ajungem undeva pe la Iosua sau Judecători. Cumva lucrurile acelea nu sunt atât de ușor de înțeles. Mult sânge, despică carnea, desparte prapul, parpurul, rinichii și așa mai departe. Niște lucruri care te pun pe gânduri. Dar Apostolul Pavel, predicând din Vechiul Testament, a arătat însemnătatea acelor ceremonii, însemnătatea acelor jertfe care arătau la Domnul Hristos. El a purtat mintea ascultătorilor săi, dincolo de serviciul pământesc și de lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc, până la vremea când, terminându-și lucrarea de mijlocire, Hristos avea să vină iarăși cu putere și slavă mare și să-și statornicească împărăția sa pe pământ. Pavel credea în a doua venire a lui Hristos. Atât de limpede și cu putere a prezentat el adevărurile privitoare la acest eveniment, încât asupra minții multora care auzeau s-a făcut o impresie care niciodată nu avea să se șteargă. 3 sabate la rând Pavel a predicat tesalonicenilor, discutând cu ei din scripturi cu privire la viața, moartea,
învierea, lucrarea și slava viitoare a lui Hristos. Mielul care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. El a preamărit pe Hristos, a cărui lucrare înțeleasă, cum se cuvine, constituie cheia ce deschide scripturile Vechiului Testament, făcând cu putință accesul la comorile lui bogate. Deoarece adevărurile Evangheliei erau în felul acesta vestite cu mare putere, a fost câștigată atenția unui mare mulțim de oameni. Deci ce a făcut Pavel în Tesalonic? El a prezentat adevărul prezent, folosindu-se de dovezile din Sfânta Scriptură, având în centru profețiile mesianice, cât și lucrarea pe care Domnul Hristos o făcea în prezent și lucrarea pe care Hristos avea să o facă în viitor, până la momentul celei de-a doua venire. Ce s-a întâmplat în urma acestei lucrări de predicare a Evangheliei? Priviți ce spune Biblia. Faptele Apostolilor, capitolul 17, și citim împreună de la versetul 4. Unii din ei, este vorba despre cei care erau adunați acolo în sinagogă, unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Deci în urma acestor studii biblice, în urma prezentării acestor profeții biblice, în urma prezentării adevărului prezent, Sfânta Scriptură ne spune că atât dintre iudeii care erau prezenți în sinagogă, ba chiar Biblia spune greci temători de Dumnezeu, care aveau frică de Dumnezeu, au primit adevărul prezent. Ei au acceptat lucrarea Domnului Iisus Hristos în dreptul lor. Dați-mi voie să vă deschid o paranteză și nu este o paranteză deloc plăcută. Am avut ocazia cu ajutorul lui Dumnezeu să trec și eu la un moment dat prin Grecia. Și stând de vorbă cu frații în locul acela, mi-a fost atrasă atenția asupra unui lucru destul de îngrijorător. Știați dumneavoastră că la momentul acesta în Grecia, vorbind despre prezența adventiștilor de ziua șaptea în Grecia, comunitatea adventistă în Grecia numără undeva între, la data aceea ce auzisem eu, undeva până în 500 de membri în întreaga Grecie, atenție, și dintre acești membri ai bisericii adventiste de ziua șaptea în Grecia, majoritatea sunt cei veniți din alte țări. Știați dumneavoastră, cea mai mare parte a Noului Testament a fost scrisă și avem scrisori trimise în mod deosebit orașelor prezente în Grecia. Tesalonic, Corinteni și avem multe, Efeseni, toate acestea avem aceste localități din Grecia antică prezentate aici în Sfânta Scriptură. Atena, vorbim despre Atena. Cu câtă durere privește Dumnezeu astăzi, când în această țară care a fost folosită pentru cauza lui Dumnezeu, ne gândim la insula Patmos unde a fost exilat Ioan. Și cât de puțin efort este depus pentru înaintarea Evangheliei în această țară. Frații și surorile mele, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu pentru ca Domnul să scoată lucrători în via Lui. Și vă mărturisesc sincer, dacă există un dar pe care mi l-aș dori din toată inima ca Dumnezeu să reverse în viața mea, pentru că este un dar profetizat, să-mi ofere Dumnezeu darul limbilor, nu această contrafacere văzută astăzi în lumea noastră, cu mare bucurie aș pleca și în țara aceasta ca să prezint oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru frații și prietenii noștri români care poate au învățat limba greacă și trăiesc și lucrează în acele părți ale lumii, fie ca Dumnezeu să pună o povară pe inima lor și să se gândească, să se roage, să strige la Dumnezeu, pentru ca Domnul să le arate cum pot lucra în mod efectiv și în aceste părți ale lumii. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar atenție! Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, deci erau unii dintre iudei care nu au crezut. Ei nu au vrut să primească adevărul prezent. Da, ei păzeau sabatul. Da, ei știau despre carnea curată și necurată.
Da, ei știau despre zecimi și daruri, ei știau despre legea lui Dumnezeu de la Sinai, ei știau despre scrierile Vechiului Testament, dar toate acestea le aveau prezente în viața lor, fără elementul principal, Domnul Iisus Hristos. Ei n-au primit adevărul prezent, ei n-au primit aceste profeții care arătau lucrarea Domnului Hristos din trecut, lucrarea Lui prezentă sus în ceruri, cât și lucrarea pe care Hristos avea să o facă în viitor. Și Biblia spune, de pism, de invidie, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime. Au făcut groată și, atenție, au întărâtat cetatea. Și s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Deci observați, acești iudei care nu au crezut datorită invidiei, nemulțumirii, pismei, spune Sfânta Scriptură, s-au dus și au căutat niște oameni fără căpătâi. Ce înseamnă când Biblia vorbește despre oameni fără căpătâi? Haideți să privim un exemplu din Biblie. Mergem în Cartea Judecător la capitolul 9. Vorbim despre niște oameni nemulțumiți. Vorbim despre niște oameni fără frâu, nestăpâniți. Vorbim niște oameni care sunt dispuși să facă lucruri rele în dorința de a câștiga bani. Mergem în Judecător la capitolul 9. Judecători, capitolul 9. Și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 4. Biblia spune așa, i-au dat 70 de siclii de argint pe care i-au ridicat din casa lui Baal Berit. Abimelec a cumpărat cu ei niște oameni fără căpătâi, atenție, și neastâmpărați care au mers după el. Oameni fără căpătâi, oameni neastâmpărați, oameni neînfrânați. Versetul 5. A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiii lui Ierubal, 70 de oameni pe aceeași piatră, n-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ieroboam, căci se ascunseze. Deși au fost dispus să facă acești oameni fără căpătâi? Ce au fost dispus să facă acești oameni neastâmpărați, acești oameni neînfrânați? Biblia spune, ei au participat în crimă. Și Biblia ne spune în Faptele Apostolilor, acești iudei plini de invidie s-au dus și au căutat niște oameni de nimic, niște oameni fără căpătâi, niște oameni neastâmpărați, neascultători, dispuși să facă orice lucru rău pentru câștig. Și spune Biblia, au întărâtat cetatea. Au adus tulburare, au adus un fel de răscoală în mijlocul cetății Tesalonic. Priviți ce spune Biblia mai departe. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime și au făcut gloată și au întărâtat cetatea. Deci ei au fost cei care au provocat această revoltă. Aș vrea să citim din Faptele Apostolilor, la pagina 228, următoarele. Vezi ce spune aici. Ca și în locurile pe care fuseseră înainte, apostolii au întâmpinat o dârză împotrivire. Iudeii care nu crezuseră erau plini de invidie. Acești iudei nu erau bine văzuți de puterea romană, deoarece, atenție, nu cu mult timp înainte, ei stârniseră o răscoală în Roma. Cine erau acești iudei? Iudeii aceștia, sau așa numiți creștini la data aceea, așa numită Biserica lui Dumnezeu, pentru că așa se vedeau ei, ei erau cei care stârniseră o răscoală în puterea care conducea lumea la data aceea, Roma. Ei erau în spatele acestei răscoale. Priviți ce spune mai departe. Ei erau priviți bănuitor și într-o oare măsură libertatea le era îngrădită. Acum, ei au văzut o ocazie ca să profite de aceste împrejurări spre a se face iarăși bine văzuți și în același timp spre a arunca o cară asupra apostolilor și asupra convertiților la creștinism. Deci, cu alte cuvinte, motivul pentru care i-au stârnit această răscoală era pentru a îndrepta privirea
guvernului roman, am putea spune, puterii care conducea lumea la data aceea, să nu mai privească cu atenție asupra adevăraților făptași, celor care provocaseră o răscoală, ci privirea să fie luată de la ei și îndreptată acum asupra cui, spune Sfânta Scriptură? Asupra apostolilor, asupra adevăraților copii al lui Dumnezeu. Ei să fie învinuiți pentru situația prezentă în popor. Și Biblia spune, dar iudeii care nu crezuseră de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime și au făcut groată și au întărâtat cetatea și s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la noroc. Frații și surorile mele, este foarte interesant că în pasajul acesta pe care noi l-am citit, cei mai împotrivitori oameni împotriva cauzei lui Dumnezeu nu erau cei care erau păgâni, ci Biblia ne prezintă pe acei iudei care nu crezuseră. Știați dumneavoastră că Domnul Hristos a profetizat în lucrarea sa că cea mai mare împotrivire față de cauza Evangheliei nu avea să vină din afară de la neamuri, ci cea mai mare împotrivire avea să vină din mijlocul celor care mărturisesc că erau copii ai lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în Matei la capitolul 23. Și situația nu s-a schimbat nici astăzi. Matei capitolul 23. Vrem să citim împreună de la versetul. Priviți ce spune Domnul Iisus, Matei 23. Și vrem să citim de la versetul 29. 23 de la versetul 29. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Dacă am fi trăit noi în timpul profetului, lui Ellen White, noi n-am fi avut aceeași atitudine pe care au avut-o oamenii în vremea ei. Astăzi avem casa memorială unde Ellen White a trăit, unde a scris tragedia veacurilor. Poți merge să o vizitezi, poți să faci fotografii la acele camere, poți să vezi scaunul, poți să vezi dulapul, poți să vezi biroul unde profetul lui Dumnezeu a scris, poți să vezi masa unde i-a servit masa. Și toate aceste lucruri noi le aplaudăm. Însă Dumnezeu ne spune fățarnicilor, dacă voi ați fi trăit în acele zile, ați fi avut exact aceeași atitudine pe care au avut-o oamenii față de solul lui Dumnezeu. Îți spune Biblia mai departe, zice versetul 30 și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Și prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă, că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa genei? De aceea, ascultați, iată vă trimit prorocii înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele vinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Observați ce spune Domnul Iisus aici. Vă voi trimite prorocii călturari, voi trimite mesagerii mei. Pe unii îi veți omorâ cu pietre, Ștefan. Pe alții, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi veți răstigni. Pe alții îi veți fugări din cetate în cetate, pentru că nu veți dori să primiți adevărul din partea lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, cu câtă durere privește cerul și noi am fost avertizați că în ultimele zile sfatul inspirat ne spune că vom avea să ne temem mai mult dinăuntru decât din afară. Împotrivirea va fi mai amară și mai dârză din mijlocul nostru, în mod special cu privire la adevărul prezent. Adevărul prezent pentru timpul acesta va fi disprețuit în mijlocul nostru și datorită invidiei, datorită pismei, datorită nemulțumirii unor oameni, va fi o persecuție chiar în aceste zile din urmă împotriva cuvântului Dumnezeu. Dar iudeii care nu crezuseră, spune Biblia,
De pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, care au făcut gloată și au întărâtat cetatea. Și s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Vreau să observați în pasajul acesta, sunt menționate trei nume. Pavel, Sila și Iason. Aceștia erau mesagerii lui Dumnezeu, erau lucrătorii lui Dumnezeu în prim plan. Fuseseră și alții care primiseră mesajul lui Dumnezeu, am citit. Chiar dintre iudei și chiar dintre grecii temători de Dumnezeu. Dar cei care aveau această povară pentru proclamarea adevărului Dumnezeu, sunt prezentate trei nume. Pavel, Sila și Iason. Trei mesageri. Galateni, capitolul 4, cu versetul 14, trei îngeri, trei mesageri, trei îngeri care aveau o solie din partea lui Dumnezeu. Și vedem acum oameni care se ridică împotriva acestui adevăr și ascultați ce declară. Spune Biblia, fiindcă nu i-au găsit în versetul 6, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Fiți atenți ce se întâmplă. De ce sunt acuzați Pavel, Sila, Iason și credincioșii care primiseră adevărul prezent? De ce au fost ei acuzați, spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Cu alte cuvinte, o să vedeți cum este pusă problema. Ei spun așa, tulburarea aceasta care este prezentă acum în norod, tulburare care fusese cauzată de ei, ei au făcut un sap ispășitor din cine? Din Pavel, Sila, Iason, din lucrarea acestor trei îngeri, mesageri al lui Dumnezeu, ei au pus această tulburare pe seama lor. Dar priviți ce spune cuvântul. Ei spun, oamenii aceștia care au răsculat lumea, au venit și aici. Cu alte cuvinte, lucrarea pe care o vedeți prezent aici nu este o lucrare nouă, ci lucrarea aceasta a fost făcută și în alte părți ale lumii. Toate răscoalele, toate aceste tulburări despre care ați auzit în alte părți au fost provocate de cine? De acești apostoli. De acești lucrători ai lui Dumnezeu. De acești mesageri al lui Dumnezeu, de această solie a adevărului prezent, de această predicare a profeției biblice. Ei sunt cei care sunt vinovați. Dar aduceți-vă aminte ceea ce noi am citit. Răscoala care fusese la Roma fusese provocată de acești iudei. Și în încercarea lor de a întoarce privirea oamenilor, atenție, de a întoarce privirea oamenilor de la ceea ce s-a întâmplat, au căutat acum să îndrepte atenția în altă parte. Uitați-vă dumneavoastră, oare n-ați observat că în urma acestei pandemii la nivel mondial, oamenii au început să-și îndrepte atenția cu toții asupra marilor bogați ai lumii acestea, în mod special Bill Gates și agenda sa? Oare n-ați observat lucrul acesta? Atât în țara noastră, cât și peste hotare. Brusc, în momentul în care privirile oamenilor au fost îndreptate în această direcție, știri erau agitate în toate colțurile pământului, brusc agenda a fost schimbată. Și acum, în prim plan, nu mai este COVID-19, în mod special în America. Și acum a fost făcut un caz cu acest tânăr care a fost ucis pe stradă și privirea oamenilor este îndreptată în altă parte. Prietenii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acești slujitori ai lui Dumnezeu au fost acuzați pe nedrept. Spune Biblia, versetul 5 și 6. Dar iudeii care nu crezuseră de pism au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime și au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Ăștia erau, erau oameni care mărturiseau credința în Dumnezeu. Ei nu spune, nu erau atei, erau creștini, creștini care căutau acum predicatorii adevărului prezent pentru a învinovăți pe ei de starea de tulburare și de răscoală prezentă în lume. Fiindcă nu i-au găsit,
Au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. I-au adus înaintea reprezentanților legii. I-au adus înaintea tribunalului. I-au adus înaintea celor care trebuiau să dea legi. Și au zis: ei sunt cei care au răscolit lumea. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Ascultați cu atenție. De ce au spus ei oamenii aceștia care au răscolit lumea? Citim noi în Faptele Apostolilor un alt moment în care apostolii, slujitorii lui Dumnezeu, au fost declarați ca cei care tulbură cetățile, cei care răscoală lumea. Fapte capitolul 16. Da, ei au fost acuzați pentru că în urma predicării lor, închinarea falsă, idolii, erau atacați sub cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii nu doreau să se despartă de închinarea falsă. Priviți ce spune Biblia. Fapte capitolul 16. Vrem să citim de la versetul 16. Biblia spune: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Și prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, pentru că făceau bani de pe urma acestei femei, făceau bani de pe urma acestei închinări false. Și foarte interesant, prietenii mei, dumneavoastră observați că duhul acesta rău vorbea cuvintele lui Dumnezeu. I-au zis, duhul rău vorbea prin femeie: oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Întrebare, femeia aceasta spunea lucruri rele sau cuvinte adevărate? Cuvinte adevărate. Și de pe urma lucrării acestei femei erau niște oameni care făceau bani. E posibil ca în aceste zile din urmă în care trăim să fie o invidie, o pismă, o nemulțumire la nivelul liderilor religioși, în mod special în creștinism, în mod special în protestantismul apostaziat în Statele Americii, în mod deosebit în rândul mișcării harismate, evanghelice, unde oamenii au ajuns să vadă din evlavie o sursă de câștig. Bani, de făcut mulți bani, de pe urma predicării prostiilor, fabulor, învățăturilor omenești. Și când Evanghelia adevărată va veni, ascultați ce spune cuvântul. Și când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărât în piață înaintea fruntașilor. Au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Ei sunt niște iudei care vestesc niște obicei pe care noi romanii nu trebuie să le primim nici să le urmăm. Rodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. De ce i-au acuzat? Au spus că ei tulbură cetatea. Cum tulburau cetatea? Predicând cuvântul lui Dumnezeu care mergea direct împotriva practicilor păcătoase, direct împotriva închinării false. Și ei au fost acuzați ca fiind cei care tulbură cetatea. Și de aceea acum în Tesalonic, acești iudei spun, ei sunt cei care răscoală lumea. Datorită predicării lor, va trebui să lăsăm noi închinarea noastră bine stabilită de atâta timp. Noi nu trebuie să adoptăm aceste noi învățături. Și ca urmare, ei au spus, ei sunt cei care tulbură cetatea. Ei sunt cei care au dus răscoală în mijlocul nostru. Dar copiii lui Dumnezeu nu fuseseră vinovați. Faptele Apostolilor, capitolul 17, priviți ce spune Biblia, ce acuzații au pus în dreptul lui Pavel, Sila, Iason, slujitorilor consacrați a lui Dumnezeu. De ce i-au acuzat? De ce i-au acuzat? Atenție, versetul, citim de la versetul, 6. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și spuneau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit.
Și ei toți lucrează, ascultați acum cum e văzută lucrarea de predicare a Evangheliei. Deci ei predicau Evanghelia, predicau adevărul prezent, fiți atenți cum este văzută lucrarea acum. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că nu este un alt împărat decât Iisus. Și prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pedregătorii cetății care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zăloc. Cu alte cuvinte, au trebuit să plătească o amendă, am putea spune, pentru lucrarea de predicare a Evangheliei. Lucrarea de predicare a Evangheliei, a adevărului prezent. Pavel, Sila și Iason, acești soli cerești, aceste trei solii, am putea spune îngerești, paralelă pentru timpul acesta, această lucrare a fost pusă pe seama răscoalei poporului. Această lucrare a fost pusă, spune Biblia, ei lucrează împotriva poruncilor cezarului. Cu alte cuvinte, lucrarea aceasta merge direct împotriva legilor statului. Mai mult decât atât. Ei spun că este un alt împărat, Iisus. Și spune Biblia, prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pedregătorii cetății. Frații și surorile mele, săptămâna aceasta am văzut o știre care m-a tulburat. În urma acestor proteste din Statele Unite ale Americii, liderii politici din America, în urma acestor proteste, în dorința lor de a-i opri pe manifestanți de la această stare prezentă în America, au filmat și au transmis un clip protestatarilor în care au făcut un lucru nemai întâlnit. Sunt prezentați îngenunchind, pe genunchiul stâng, filmați înaintea acestor protestatari, au trimis mesajul acesta, asigurându-i că sunt gata să asculte de vocea poporului. Vă imaginați lucrul acesta? Statul, fruntașii statului, sunt cei care au ajuns să se plece, au plecat genunchiul și au fost filmați, un semn arătând că ei într-adevăr au ascultat de glasul poporului. Înțelegem care sunt frământările voastre. Prietenii mei, dați-mi voie să vă spun. În curând, aceste răscoale pe care noi le vedem prezente în lumea astăzi, răscoalele acestea, care sunt prezente în lume datorită manifestării unei puteri satanice, unor oameni fără căpătâi folosiți de satan, aceste răscoale, aceste tulburări vor fi puse pe seama copiilor credincioși a lui Dumnezeu. Și se va spune că solia adevărului prezent, se va spune că predicarea profeției biblice, se va spune că predicarea celor trei solingerești este cea care cauzează toate problemele pe care noi le vedem în lumea astăzi. Haosul, răscoala, tulburarea, criza financiară, COVID-19, etc. Toate aceste lucruri vor fi puse pe seama copiilor Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a fost trimis la moarte? Știați dumneavoastră că aceste acuzații care au fost puse în dreptul lui Pavel, Sila, Iason, că ei merg împotriva cezarului, că ei spun că nu este un alt împărat decât Iisus, aceste acuzații au fost puse mai întâi în dreptul lui Iisus. Nu la întâmplare Iisus a spus: dacă pe mine m-au persecutat și pe voi vă vor prigoni. Aceeași agendă. Priviți ce spune Biblia în Luca 23, capitolul 23. Luca 23 și vrem să citim împreună de la versetul 1. Biblia spune așa: s-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Deci l-au dus înaintea liderului politic. Și au început să-l părească și să zică: pe omul acesta l-am găsit atâțând neamul nostru la răscoală. De ce l-au acuzat pe Iisus? Răscoală, tulburare, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Deci în dreptul lui Iisus au fost formate aceste acuzații. 1. El atâță neamul la răscoală. El este cel care provoacă această frământare în societate. 2. El este vinovatul pentru care nu ajung suficienți bani la stat.
Criza aceasta prin care trece guvernul roman este datorată lucrării lui Isus. El este cel care învață pe oameni să nu mai dea bir cezarului. Niciuna dintre aceste lucruri nu erau adevărate. Și apoi în cele din urmă, el zice că el este Hristosul împăratul. Era Hristos vinovat de aceste lucruri? Era Hristos vinovat de răscoală în vremea lui? Nu. Cine era acela care cauzase răscoala în zilele Domnului Hristos? Priviți ce spune Biblia în Luca la capitolul 23 și am vrea să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 17. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Și ei au strigat cu toții într-un glas, la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Cine era adevăratul vinovat de răscoala din mijlocul poporului? Baraba. O crimă avusese loc, la fel cum vedem în Statele Unite acum. În urma unei crime, în urma unei ucideri, vedem această răscoală. Prietenii mei, dar toată această situație prezentă a fost înlăturată, atenție, din mintea poporului, din mintea celor care mărturiseau că sunt copiii lui Dumnezeu. Și toată atenția a fost îndreptată asupra lui Isus și a lucrării sale. La fel se va întâmpla și în aceste zile din urmă. Vreau să fiți foarte atenți ce vă spun. Comportamentul acesta din America pe care îl vedem prezent acum în America, atitudinea aceasta a poliției, a statului, atitudinea mulțimii față de polițiști, față de responsabilii cu ordinea în America, este o imagine în miniatură a atitudinii pe care o va avea lumea față de noi în curând. Este liniștea dinaintea furtunii. Toată atitudinea aceasta a maselor este atitudinea pe care o vor avea în curând față de copiii credincioși ai lui Dumnezeu. Dacă v-au șocat imaginile acelea, am văzut o imagine a unui tânăr de culoare din Statele Unite ale Americii care fusese oprit pe stradă de către poliția Statelor Unite ale Americii, cred că erau în jur de 20 de mașini de poliție. Avusese loc un jaf într-o anumită parte a orașului și se pare că tânărul acesta semăna, atenție, semăna cu semnalmentele celui descris care făcuse acea faptă. Prietenii mei, o doamnă filma, era cu telefonul live, transmitea, o doamnă filma un tânăr așezat pe genunchi, cu mâinile după cap. Un tânăr stând pe genunchi în timp ce mașinile de poliție îl înconjuraseră și din mașinile acelea coboruseră polițiști, fiecare cu arma îndreptată asupra lui. Și doamna aceasta plângea și implora pe tânărul acela să nu se miște deloc, pentru că e posibil să-și piardă viața. Ea mărturisea, soțul meu a fost ucis de către poliție într-un astfel de incident. Și în cele din urmă, după ce poliția l-a arestat, femeia aceasta întreba, dar dacă nu știți că el este vinovatul, de ce adoptați un astfel de comportament față de el? De ce adoptați? Vă imaginați, poate tânărul acesta avea probleme cu inima, poate avea probleme de sănătate. Știți ce înseamnă să vezi 20-30 de mitraliere îndreptate spre tine? Prietenii mei, Scriptura se împlinește. Spune Biblia, și mielul va vorbi ca un balaur. În curând, vedem aceste imagini cu libertatea de conștiință. Libertatea de exprimare este îngrădită în Statele Unite ale Americii. Iar haosul acesta care a cuprins America se pare că este prezent acum și în alte părți ale lumii. Și în curând, ochii vor fi luați de la adevărații făptași și vor fi îndreptați acum asupra slujitorilor consacrați al lui Dumnezeu, asupra lucrării de proclamare a Evangheliei, adevărului prezent, între itei solii îngerești, într-un timp că n-ai voie să, între ghilimele spunem, să instigi la ură. Hate speech. N-ai voie să vorbești de rău despre o altă biserică. Iar tu ești chemat de Dumnezeu
Să proclam un mesaj, nu să instigi la ură împotriva oamenilor, nu să învinovățești pe oameni, ci Biblia spune că Dumnezeu a declarat, a căzut Babilonul. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei, Dumnezeu este cel care țintește un sistem, nu niște oameni. Biblia spune că Dumnezeu are oameni, ieșiți afară din Babilon, poporul meu. Și în acest timp prezent în lumea noastră, noi suntem chemați să facem o lucrare. Și în curând se va spune și în dreptul nostru. Aceștia sunt cei care au răscolit lumea. Aceștia sunt cei care au tulburat cetatea. Aceștia sunt cei care prin lucrarea lor doresc să dărâmă închinarea noastră, doresc să promoveze o închinare falsă în ochii lor. Ei sunt cei care ne cheamă la duminică, la sâmbătă. Fraților, voi ați mai auzit așa ceva? Noi nu trebuie să primim astfel de vești. Noi nu trebuie să primim o astfel de profeție. Hristos ne cheamă să ne iubim pe toți unii pe alții, să fim una. Uitați, bisericile se adună numai ei. Iar acești ei, nu vorbim despre întregul corp al credincioșilor. Aduceți-vă aminte că iudeii au fost cei care au împins în față și zic, ăștia sunt vinovi. Noi nu credem, Doamne, așa ceva. Și noi suntem și noi ținem sabatul, dar noi nu predicăm adevărul acestea, Doamne. Luați-i, Doamne, de aici. Ăștia au nebunit. Și iată în felul în care cei mai mari împotrivitori ai adevărului Dumnezeu vor fi în mijlocul nostru. Spune Biblia că în zilele din urmă vom vedea tulburări și răscoale în societate. Aș vrea să citim din Luca la capitolul 21. Luca 21, vrem să concluzionăm gândurile noastre în această dimineață. Luca 21, și aș vrea să citim de aici, de la versetul, priviți ce spune Biblia, de la versetul 8. Luca 21, începând de la versetul 8, Biblia spune. Iisus a răspuns. Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice. Eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați. Pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Ce spune cuvântul Dumnezeu? Răscoale, un semn al sfârșitului. Marcu, capitolul 13. Marcu, capitolul 13. Marcu 13, și aș vrea să citim de aici, de la versetul 7. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocurea vor fi cutremure de pământ. Foamete! Și atenție, și tulburări. Îmi vin în minte cuvintele rostite de Ahab în dreptul lui Ilie. Tu ești cel care nenorocești și tulburi pe Israel. Tu ești cel care este vinovatul pentru seceta aceasta prezentă. Tu ești cel pentru care nu avem ploaie. Tu ești cel care este vinovat pentru foamete aceasta prezentă, pentru criza aceasta. Tu ești cel care nenorocești și tulburi pe Israel. Și Ilie a zis, nu sunt eu, ci tu. Și casa tatălui tău, pentru că ați părăsit pe Dumnezeu și v-ați dus după Baal. Tulburări. Spune Biblia, aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Prietenii mei, haosul pe care îl vedem acum în Statele Unite ale Americii este doar o picătură din ceea ce vom vedea curând în lumea noastră. Iar în urma acestei lucrări, versetul 9 spune, luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești. Veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi dus înaintea îndregătorilor și înaintea împăraților, ca să le slujiți de mărturie. Aici vor conduce toate aceste răscoale, toate aceste tulburări pe care noi le vedem în societatea astăzi. În curând, lucrarea de predicare a Evangheliei va fi socotită ca fiind o răzvrătire împotriva legilor statului. Va fi văzută ca fiind o lucrare care tulbură, care răscoală societatea împotriva liderilor și conducătorilor. Știați dumneavoastră că în timpul acesta de pandemie ar fi trebuit să am o campanie de evangelizare la Zalău transmisă prin mijloace de comunicare, prin televiziune, și când am sunat acolo să facem aceste filmări,
Am întrebat, domnule, vreau să știu în privința mesajelor, pentru că invitația a venit de la televiziune. Au fost atât de, cum să zic, încântați de programele făcute în trecut și de modul în care persoanele au răspuns vizionând programele de la acest post de televiziune și au zis, ne-am dorit să facem un nou program. Însă de data aceasta mi-au spus, nu puteți vorbi despre asta? Nu puteți vorbi despre asta? Nu puteți vorbi despre sfârșitul lumii? Nu puteți vorbi despre faptul că o criză mai puternică vine? Nu puteți adresa niciunul dintre aceste subiecte? Prin lege nu puteți vorbi despre acestea. Mă întreb oare, există posibilitatea ca pe viitor, acum când așteptăm ca bisericile să fie deschise, să fie specificat ca anumite părți ale Evangheliei să nu fie adresate? Este o mare posibilitate, prietenii mei. Aș vrea să vă citesc acum la sfârșit din Tragedia Veacurilor, dintr-un capitol deosebit de important. Capitolul se numește Conflictul care se apropie. Conflictul care se apropie, începând de la pagina